Dat mai încet și tot șoieră? Am așa zis el. Puteți că să vii după 15 să-l ajusteze. Am bani și am lăgișatură. Dar bine că el așa lucrează și da. Spală o bravă cu o făcut. Pensia mizeră și eca. În loc să hrănesc copiii, dar eu ia ca și fac. Ei, am o legă mult să-ți povestesc că am luat. Trebuie să ne punem undeva într-o parte. La unde? Scaun acolo. Hai. Ce deci? Sau ia ca aici la soare. La soare, da. Adem. Mai șuire? Nu, parcă nu. Nu, l-am dat alea pe noi, așa nu suieră. Și auzi, da? Da. Bun. Dar uite, cât acțiune. Și altceva ai mai pățit. Mincem la acelea cu spătar, că mai, da. Dar chiar dacă e glodă în față. E nu a făcut Oleg, e amuta țaretii și o făcut ei. Cine ei? Medici. Aici cu urechile sau alții? Da, da, aici, aici. Ei au trimis scrisori și costă 50 de euro, oricât mai scrie. Era 200 de dolari, dar eu și am aruncat, nu știu ce, eu nu știu ce am avut așa. Dar ce ai mai făcut? Ea țărăt, ea muș. Ei nu au făcut nimic, dar au luat așa, dar ei trimite. Trebuie să-i le dăie gratis, dar ei trimite că sunt cu bani. Da, da. Dar pauzi că ei nu dau gratis decât dacă statul a intrat în programul acela de subvenționare și gratuit. Parcă ai explicat femeia asta. Dar trebuie statul să... Când mă aducem la doamna, la spital. La medic, da? Da. Dumnezeu ei spune că în cărți că ea scrie când ne dă aparat, dar dumnezeu ei nu scrie nică. Vă arăt ce am de la medic. Ce asta? De la medic. Fișa medicală, da? Da, de la Căușenia, că acum a scris, e ștampil la Lidia Chiriac. Așa? Și în și an? E ca în data 28, luna 1, 2010, 21, e ca. În 2021, 28 ianuarie. Da. Am fost. Asta... Dar de ce a durat 11 ani? Tu de 11 ani ești la evidența medicilor, te-au pus la rând și abia acum ți-au dat aparat pe la stat? Nu, mi-a mai dat aparat. Apoi i-au dat, dar m-a trecut 11 ani, dar el da, de a, deci ți-au dat odată? Da, o imediat când te-ai adresat. Pe ista, da. Și următorul? Cum pe ista? Asta ți-l-a dat acum, săptămâna trecută. Pe ista, ea ne l-a dat care e muia la amput, care îl purtam. A, ok. A, deci ai două aparate de la stat până acum. Nu, am încă unul, l-am luat ăla. Unul e cumpărat? Nu, ne l-a dat. Unul, da, este și cumpărat, care ne-o trimis la 40 de ani, că zice că n-are și n-are și ne-am dat 2000 de lei, dar cec nu ne-o dat. Și fil de 40 de ani? Ce e strada acolo, nu știu cum, ne-a dat jos la Paris și apoi ne-am dus pe o stradelă, nu știu și, dar e 40 de ani. Este, trebuie și e. Este. La Gaudeamus, la Ministerul Sănătății, pe acolo, nu? La asistență socială sau cum se cheamă? Acolo ne-am dus la un om acasă, proprietar, la Casa Pământ, unde avea aparate auditive. Și așa la proprietar și v-a dat de la stat? Nu, tot așa la, cu parteneriat ca ești? Doamna de la medic ne-a trimis la, e ca așa cum ne-a dat foaie, ne-a trimis aici. Apoi așa și acolo ne-a trimis. Așa la ți-a dat cu bani? Da, așa la cu bani. Dar tu-ai trimis statul acolo? Da, m-a trimis doamna de medic, Tamara Alexeievna, de la spital, la clinică. Deci prima dată când te-ai adresat, 11 ani în urmă, ai zis că auzi rău, ți-o dat aparat. Nu, am ușit, stai alea, coleg. În anii 98, nini au făcut operație la ureche, dreapta. Și două ori mi-au făcut și niciun efect, nimic, eu n-auzeam. Și mama, eu zis că de ce e n-aud, am două ori ați făcut și ce n-aud. E că trebuie mai multe ori, dar mama n-avea bani. Ei și rău pe atunci. Dar și trebuia plătit? Da, ei și rău bani, plătit. Plătit și nu erai asigurată de stat? Nu erai copil atunci sau ce vârstă aveai? Nu, aveam, aveam 16 ani aveam. Aveam 16, erai copil și trebuia să plătești pentru operație, statul nu plătea. Da, chestia asta. Eu acasă mă însomnat. Și plăteai în casă sau? Nu, la medic în mână. La medic în mână. Da, iată așa, e că vezi așa. Surdolog pentru operație din bunătățire a auzului, încă 98, eca. 96. E din 6 octombrie 97 recomandare, trimitere la medic și 98 te... Da, eca în 98 mi-au făcut operație.
medicul de la Chișinău. Dar cum îl cheamă? Este vreun nume de medic? Da, este și ea cartelă, e scrisă, așa s-a însemnat așa. Da, ia uite, Otto n-are nume? Nu. Sau e clinică? Clinica de la... N-are nume. Și asta e scălitură, însemnătura lui medic care m-a operat. Și câți bani le-a dat mama? Mama, pe tot așa. Nu, nu pot spune, n-am întrebat încă. Ok. Ia câte familia medicului. Sorocan, Sorocean. Da, vedeți, este ștampila. Uh-huh. Și domnul dumnealui ne-o trimasă la doamna care o țin minte și de atunci, că era, și amun este în ziua de azi. M-a trimas la doamna Tamara Alexeevna. M-a trimas să-mi facă grupă și să-mi dea aparat auditiv. După operație? Da. Noi ne-am dus, dumnealui ne-a dat, dar au dat așa un amioc, că nu ne-l dă gratis. Trebuie să-i mulțumim pe actele. Ne-l a dat, spun sincer, sunt mintre în ziua de azi. Nectul am modelul ăsta era pe atunci. Mhm. În 98. Da, mama, cu tăiat un cucoș. I-a dus-i ouă, noi am avut atunci capri. Mama le dă de la cioban și când ne vine nouă rândul, ne ducem să facem brânză. I-a dus-i brânză. Mătușa lucra la zavodul de conservă cu roșii. Și înainte erau așa cutii, dacă ți-ai minte, de 3 kg, așa, nu știu cum. Ne-au dat și tomat. Da, paste roșii. Și am dus, ți-am minte, am trăit. Și i-am dus și e ca, ți-am minte, în ziua de azi, e ca, pentru și îndeai neaparatul ăsta, e ca și i-am dus. Da, el de fapt era gratis de la stat, de numai la stat. Că bada prost la... Da. Da. Tot medica care și acum te și examinează acum, la... Da, da, Tamara Alexeevna, dumneai ei, atunci nu era în partea asta cu mamoia, dar era în Republican, nu țin minte. Așa. Intram așa, pe, mergem la deal, nu pe din față, așa într-o ok, parte. Și cât ți-a servit aparatul ăsta? Da, o ținut din 98, țin de așa un an, doi l-am purtat și nu m-a ajutat nică, cum n-auzăm, dar am auzut scădem. Și eu tot umblam la dumneiei și îi spuneam, zic, am nevoie de aparat să-mi dați, că eu pe ăsta dăm un aud, nu merge, auzul scade și întreb altă. Dumneiei ne-a dat pe ăștia care l-am aici și în geantă l-am pus. Și de atunci eu din 2009 sau cât era de când ei ne l-a dat, eu tot vin să-l repare, că aici vin. Pe bani? Da, cu bani. Am plătit 2000, ia că ești cecul. Cecul 2020 de lei. Și apoi la altă firmă, nu la asta. Da, tot 31 august. Tot privat. Da. Și apoi am tot cecuri, tot la dânsă, am fost tot de 400 de lei. Și apoi tot vinem aici ca să ne curăți, tot 200, ca sunt cecurile. O, Doamne, așa ne greu, Doamne, și mă pierd. Și cât? Ți-o folosit de atunci până acum aparatul ăsta sau ai da, mai avut? Da, dar eu de atunci îl repar și îl repar. Și ai mai avut? Vine zici aici. Că ai mai avut unul, la 40 de ani, nu știu ce. Atunci, la 40 de ani. Este așa de la 40 de ani, cam așa la râd. Care m-a trimis doamna Tamara Alexeevna când spunea că n-are aparat, că n-are. Și îmi trimite ea cam unii, este acolo. Ne-am dat la Paris, dacă nu mă greșesc, ure. Paris, da, Paris. La Buiucane înseamnă. La Paris ne-am dat jos, nu știu cum, chiar să mă duc și am mers așa un drum ușor și la